și grădina botanică se întinde pe kilometri întregi în toate direcțiile. Și din nou un punct turistic de informații. Hai să vedem unde suntem. Suntem aici. Suntem aici. Cred. Suntem pe o cărare foarte frumoasă și liniștită. Suntem foarte surprinși că nu este multă lume astăzi la grădina botanică, cu toate că este o zi de sâmbătă și este foarte frumos afară. Aici niște copaci foarte drăguți, un fel de bonsai. Acolo este un mini bus pe baterie, un fel de taximetru. Iar aici există intrarea la un templu, cred. Bine, deci templul este de fapt toaleta publică. Bine, dar în spate se vede acoperișul unei case mai ciudate. Bun. Cred că stăm și noi aici, pe această rocă, să ne odihnim puțin. Se pare că suntem pe o aile principală și lumea merge în sus. Hai să vedem ce vedem acolo. Bun, deci cam asta vom vedea. Un templu, un conservator și o zonă cu copaci. Aici am găsit din nou o rocă imensă. Hai să vedem. Are ceva caracter pe ea, caractere foarte frumoasă. Iar în jos mergem înspre templu și conservator. Și, surpriză mare, am ajuns la conservatorul de vegetație tropicală. Deci este imens, imens. Vom intra dacă este deschis. Iar în față o zonă de buxuși, foarte frumoasă. Și acest conservator, cred că este închis. I think it's closed. Dar mergem să ne uităm un pic prin geam. Este imens, iar în spate se văd munții foarte frumos. Și aici o zonă liberă și munți de jur împrejur. Da, deci este închis, dar vom merge să ne uităm în geam. Conservatorul tropical, da, este închis. Hai să vedem ce putem vedea înăuntru. Dacă este frumos sau nu. Da, uite că este frumos. Deci florile sunt înflorite. Și munții. Foarte, foarte frumos. Deci mergem de jur împrejurul acestui conservator. Arată un pic ca și un OZN. Este imens. Bănuiesc dacă au apă plantele, o duc foarte bine înăuntru la căldură. Este ca o seră. Iar aici este spatele conservatorului. Uite ce frumos este îngrijită iarba și zona de jur împrejur. Iar oamenii din nou la picnic. Iar aici o nouă grădină de alți fel de pomi și un pavilion acolo. Mergem să vedem. Foarte frumos. Three Peony Garden. Și urcăm la pavilion. La această grădină.
din nou rocă, peste tot locul, foarte frumoasă. Câțiva străini. Și un pavilion foarte frumos. Foarte frumos și foarte bine îngrijit. De lemn. Uite ce detalii imense aici. Fantastic de frumos. Aici un gard făcut din bambus. Hello. Și rocă cu caligrafie. Iar acolo un alt pavilion. Am intrat aici într-o zonă mai păduroasă, bate puțin vântul. Este fain și răcoare. Oh, foarte fain. Hello. Aici este un pavilion dublu, deci cu două acoperișuri. Foarte, foarte interesant. Deci este așa ca într-un L. Nu, nu ca într-un L, este ca și un X. Foarte frumos. Din nou, detalii foarte amănunțite, mai ales la streașină aici. Și lumea se odihnește aici. Foarte frumos. Și tavanul, la fel, foarte decorat și detailiat. Fantastic cum s-a transformat natura. Dintr-o dată am ieșit din acea zonă de flori și am intrat în această zonă arboriferă. Iar acolo, pur și simplu, se aude pădurea de bambus. Let's go to the bamboo forest. So beautiful. Look at that. Și intrăm la pădurea de bambus. Din păcate nu putem citi aici despre ce este vorba. Astea sunt florile pe care le au aici. Iar aici este intrarea, ba nu este intrarea, aceasta este pădurea de bambus. Uite ce des este. Fantastic de frumos. Fantastic. Wow. Iar aici you can go. O intrare, le zice Mundor, poarta lunii, pentru că are așa un cerc ca o lună. Iar aici, we can go inside. Intrăm în pădurea de bambus. Foarte frumos. Bambus peste tot locul, iar în interior este gol, se aude, uimitor. Aici avem un fel de arc, o chestie așa mai europeană, mai cu tendințe grecești, arată așa și așa. Nu se poate intra aici. Și așa dintr-o dată s-a deschis această poiană. Iar încolo mergem pe cărarea asta, care nu știu unde ne va duce. Dar explorăm. Oricum, acest gard aici de bambus este foarte frumos. Dar acolo în depărtare un alt pavilion foarte frumos și izolat. Și cred că am ajuns la templu. Există un templu aici pe care îl căutăm. Aici au un fel de parc cu un mural de mozaic foarte frumos. Detaliile sunt foarte frumoase. Iar pe jos, din nou, un fel de mozaic din pietricele. Foarte fain. Formă de flori, formă de floare. Și acest perete.
Foarte, foarte frumos. Iar aici o intrare ca într-o... Let's go in. Ca într-o peșteră. It's just a door. Este ca o intrare. Iar aici suntem. Nu știu unde suntem. Este cam derăpânat această zonă. Este închisă, de fapt. Nu poți să mergi sus. Deci nu știu ce a fost această structură. Probabil un restaurant. Dar nu mai există nimic aici. Acoperișul oricum este destul de detailiat, dar nu este foarte bine menținut. Iar încolo vedem din nou o poartă de piatră. Hai să vedem ce găsim. Da, este clar între timp, de aici că este închis acest magazin, această clădire. Dar dacă ar fi restaurată, să fac aici un restaurant, ar fi excelent. Iar aici este un fel de monument. Nu cred că putem trece dincolo de gard, dar este o... Există așa un geam în gard. Hai să vedem ce avem după acel gard, acel zid. Foarte amenunțite aceste detalii de pe monument. Nu știm ce scrie. Asta este. O, și în spate și mai mult scris. Foarte, foarte interesant. Recunosc doar câteva caractere pe aici, pe acolo. Și aici, în acest zid, există un geam. Foarte frumos. Uite ce frumos. Și se poate merge dincolo. Oare unde suntem? Cred că pe o altă cărăruie se ajunge aici. Vom sta puțin aici și ne vom odihni în acest geam din zid, după care continuăm explorarea. It's kind of tight. Deci am trecut prin acest geam. Iar aici se vede foarte frumos o altă grădină de bambus în zid. Iar aici am ajuns undeva în vârful dealului. Oh, fii atent, acolo în depărtare se vede un alt pavilion și cred că niște scări care te pot duce sus. Fii atent, stai să dau un zoom. Foarte interesant. Uite acolo. Foarte fain. Bun, deci noi am trecut prin zid acolo, dar există și o poartă aici, bineînțeles. Foarte fain conceptul. Iar în jos, continuarea acestui complex imens, aceste grădine botanice imense. Ne-am așezat aici pe o bancă și spionăm păsărelele. It's a magpie. La noi, să vedem dacă vine la noi. Oh, foarte frumoasă. Am ajuns la munți. Suntem pe o cărăruie adiacentă. Ne apropiem de punctul terminal al grădinii botanice, cred. Suntem deja pe drum de câteva ore. Nu știm unde am ajuns, unde suntem. Pe hartă nu prea am găsit. Dar este extrem de frumos și ne place să ne pierdem aici în natură. Foarte, foarte frumos. Uite, tot fel de cărărui, roci, pavilioane. Deci, în spate este un pavilion, iarăși foarte drăguț. Hai să-l vedem, să-l explorăm.
Oh, foarte frumos. Micuț. Foarte frumos. Și caligrafia pe sub acoperiș este frumoasă. Aici începe o nouă cărare, iar în pom se aud păsărelele. Noi vom merge acum în căutarea unui templu. Acesta este ultimul punct pe care îl căutăm astăzi, acel templu. Deci, templul Wufu, grădina de bambus și grădina de magnolii. Hai să mergem. Deci am găsit intrarea de la templul Wufu și poarta de la intrare la templu. Iar acolo un magazin, două deschise și bilete pentru acest troleu, acest mini autobuz electric. Foarte frumos. Deci ne vom opri la această intrare, la templu. Nu mergem sus, pentru că vrem să venim într-o zi aici, în altă zi aici, și să explorăm templul din colț în colț. Astăzi suntem cam obosiți deja. Am făcut o grămadă de kilometri prin grădina botanică, dar știm unde vom veni. Deci este un complex de temple imens. Nu mai avem energie astăzi să îl vizităm. Wufu Temple, templul lui Buddha care doarme. Aici am găsit un copac, îi spune Jinyuan or Syringa. Este foarte frumos, dar cred că în curând se vor ofilia aceste floricele galbene. Miros foarte frumos. Alright, photo. Aici grădinarii lucrează la copaci. Cred că vrea să taie ceva creangă. Deci mă așteaptă ca lumea să treacă. Și acum va rupe ceva creangă de acolo. Hai să vedem. 1, 2, 3. Și bang. Haideți, haideți. One second. Aha. Fantastic. Deci era o creangă uscată. Numai bine. Și acolo, încă una. Foarte bine au grijă. Bine, deci grădinarii se uită după creangi uscate. Aici din nou un mic magazin cu sucuri și înghețată, răcoritoare. Vine titicarul și aici ceva se întâmplă. Cred că iarăși taie ceva. Hai să vedem. Aha, or luat-o jos, gata, fii atent. Foarte bine ori lucrat. Ia cât-o. Creanga care era uscată. Mm-hmm. Bine lucrează. Iar aici rup buruienile. Bun, am explorat probabil 40-50% din această grădină botanică din Beijing. Voi închide vlogul aici, vrem să ne reîntoarcem în curând, iar închid vlogul într-un punct foarte interesant și important. Această linie aici este, poți ghici, deci este un monument care delimitează paralela 40. Fantastic! 40 de grade nord. Paralela de la 40 de grade nord. Deci, paralela 40. Foarte, foarte, foarte interesant. Un concept foarte frumos. Bun. Ciao. Sunt Mihnea.
un român din Beijing, iar astăzi am vizitat grădina botanică din Beijing. Ciao, pe curând!